Ar trebui ca să avem, dacă facem 500 de controale pe lună și avem 20.000, o să vedeți acolo, făcând niște calcule, că ne trebuie cam 100 și ceva de inspectori care să fie, eu vorbesc de inspectori pe teren, numai de control. Nu mai vorbim că fiecare echipă ar trebui să aibă mașina lui. Deci la 100 de inspectori ar trebui să fie 50 de mașini. În afară de combustibil și toate celelalte dotări, sigur că noi avem niște laptopuri în dotare, dar ar trebui niște stații, așa cum e la poliție, cum în altă parte, unde să ținem legătura. Noi acum avem o aplicație, acest Revisal, care se transmite și noi vedem imediat, dacă ne mergem la angajatorul respectiv, se dă telefon la baza noastră, cum spunem, și acolo se spune câți sunt transmise în Revisal, chiar dacă pe la fața locului patronul sau cine e acolo nu dorește să pună la dispoziție aceste date. Deci ne-am mișcat puțin în zona aceasta a calculatoarelor și avem aceste date până una alta. Dar sigur că ar trebui dezvoltată și un alt aspect este salarizarea, care nu este la nivelul celui scontat.